Salut! Sunt Otto de la Miere TV, iar în clipul de astăzi vom vorbi despre 5 gustări bogate în proteine care au sub 200 de calorii și sunt foarte bune pentru masa musculară, pentru cine vrea să dezvolte masă musculară. Gustările pe care vi le voi prezenta astăzi nu necesită gătire, sunt foarte ușor de consumat, le puteți lua cu voi oriunde și au foarte multe proteine, sunt destul de ieftine, undeva la 4-5 lei este media. Așa că haideți să începem să vă arăt primul produs, acesta este brânza cottage. Aceasta este o brânză cottage de la Lidl. Are, ia să ne uităm aici pe etichetă, să nu greșesc, are 98 de kilocalorii pe 100 de grame. Toată brânza asta are 200 de grame, deci are sub 200 de calorii. Și proteine avem 11,5 grame pe 100 de grame. Deci aici avem 23 de grame de proteină, fraților, ceea ce este fantastic. Prețul acestei brânze este destul de mic, este undeva la 4 lei. Chiar sub 4 lei, iar brânza aceasta de la Lidl are cele mai bune valori nutriționale pe care le-am găsit la orice brânză cottage din comerț. Așadar, cu 4 lei îți cumperi o brânză din asta, o desfaci și o mănânci. Nimic mai simplu. Tuturor ne place să mâncăm câte ceva, să ronțăim câte ceva între mese, dar de ce să ronțăim ciocolată, de ce să ronțăim chipsuri sau alte lucruri care sunt nesănătoase, care sunt foarte bogate în calorii și nu au proteină aproape deloc, când putem să consumăm ceva foarte bogat în proteine, cu destul de puține calorii și care sunt foarte ieftine. Bun, următoarea gustare este conserva de ton. Avem aici o conservă de ton, tot de la Lidl. Uitați, așa arată. Aceasta este cu sos tomat, este un pic picantă. Am vrut să văd cum este, este extraordinar de bună. Eu de obicei îmi iau un suc propriu, pentru că are mai puține calorii. Să evitați conservele de ton sau de orice în ulei, pentru că acelea au foarte multe calorii. Haideți să citim valorile nutriționale de pe această conservă. Are 80 de kilocalorii pe 100 de grame și toată conserva asta are 185 de grame. Conserva asta are sub 160 de calorii, chiar sub 150 și este fantastic, are niște valori foarte bune. Nu mă așteptam, sincer, pentru că eu de obicei consumam numai în suc propriu, dar am văzut această conservă acum la Lidl și am zis să o încerc și este mult mai bună. Este cu sos tomat, are diferite legume prin ea, are ceapă, are mazăre și valorile au fost surprinzător de bune, nu mi-a venit să cred. Grăsimi 1,3 grame, proteine 11,4 grame, fantastic, deci asta are peste 20 de grame de proteină și este la fel de ușor de consumat, nu necesită gătire, ai cumpărat-o, ai desfăcut conserva și ai mâncat-o, foarte, foarte simplu. Această conservă este undeva în jurul la 6 lei, deci este un pic mai scumpă decât brânza cottage. Următoarea gustare foarte bună, pe care eu o consum destul de des, îmi place să consum la micul dejun, este mușchiul file. Este extraordinar de bun acest mușchi file, este foarte, foarte slab. Haideți să vă citesc repede valorile nutriționale. Pe 100 de grame are 113 calorii, deci extraordinar de puțin și toată asta are 100 de grame. Sunt aici 8 sau 10 felii de mușchi, decât 113 calorii și avem 21 de grame de proteină, grăsim 3 grame. Fantastic, deci este fantastic, foarte, foarte bun acest mușchi file, cred că este de porc, bineînțeles. Este foarte gustos, foarte slab și foarte puține calorii, costă puțin, este în jur de 4 lei această folie. Tot de la Lidl, bineînțeles, am cumpărat-o, pentru că de acolo îmi place să fac cumpărăturile. A patra gustare pe care vă recomand eu este batonul proteic, acest baton proteic, Barbells, pentru că este extraordinar de bun. Este foarte, foarte bun, este mai bun decât un Snickers, dar este și destul de scump, îl găsiți decât pe un site în România, dar puteți să faceți comandă și de afară. Este 9 lei prețul acestui baton. Deci batonele astea Barbells sunt mai bune decât Snickers-ul, fraților, credeți-mă pe cuvânt. Aveți grijă totuși cu ele că s-ar putea să mâncați cam multe. Eu am mâncat odată și 4 batoane într-o zi. Haideți să desfacem eticheta asta, era lipită o etichetă pe deasupra, să citim valorile nutriționale. Deci prețul este cam mare, are 20 de grame de proteină, asta știu pentru că consum destul de des. Are 204 calorii, are 8,4 grame de grăsime, carbohidrați 16 grame, dintre care 1,5 grame de zahăr. Foarte puțin zahăr, este extraordinar de bun acest baton proteic, au mai multe arome, cei de la Barbells. Dar v-am zis, se găsește decât pe Jim Beam acest baton, este extraordinar de bun, mai ales dacă vreți să mâncați ceva dulce, dacă vă place foarte mult ciocolata, Snickers-ul și lucrurile acestea, mi plac foarte mult, iar în dietele de slăbit și când vreau să construiesc masă musculară, dacă am și mai mulți bani, îmi comand câte 12 batoane din acestea, mă țin cam 2 săptămâni
și îmi satisfac nevoia de dulce, de nevoia de ciocolată, pentru că au un gust extraordinar de bun. Iar a cincea gustare pe care vă recomand este oul. Oul îl găsiți peste tot. Oul este o mâncare simplă, este o mâncare care se găsește în bucătăria tuturor persoanelor, chiar dacă stai la țară, chiar dacă stai la oraș. Nu este scump deloc, este un leu, un ou. Un singur ou are în jur de 70-80 de calorii, 6 grame de proteină, așa că recomandarea mea ar fi 2 ouă, să mâncăm undeva la 12 grame de proteină și 150 de calorii. Vedeți, numărul de calorii este mai mic, este undeva la 150, însă și numărul de proteină este mai mic decât 12 grame. Le puteți fierbe, le puteți face în tigaie, alergate, omletă, fără ulei. Este o gustare foarte bună, însă necesită și timp de preparare. Trebuie să gătiți ouăle, dar, în schimb, prețul este foarte, foarte bun. Un leu pe ou, adică cu 2 lei, să ai 150 de calorii, să ai 12 grame de proteină și un pic de efort, în 5 minute pot fi gata, numai bune de mâncat. Vreau să lăsați în comentarii care este gustarea voastră preferată pentru masă musculară, care să aibă și multe proteine, să aibă și sub 200 de calorii și să-mi spuneți câte gustări aveți pe zi, dacă vă place să ronțăiți, să mâncați între mese, să aveți gustări. Mie unul îmi place foarte mult să ronțe, mai ales când sunt la calculator și îmi petrec foarte mult timp la calculator. Îmi place să ronțăi între mese, dar încerc să mă alimentez cu lucruri cât mai sănătoase, cât mai bogate în proteine, pentru că am nevoie și de masă musculară. Știți bine că sunt într-o perioadă de transformare. Singura transformare live din lume, fraților, dacă vreți să o urmăriți, o găsiți pe acest canal, în seria Otto slăbește, transformare live. Vreau să ajungem la 50 de kg slăbite și în același timp să punem și masă musculară. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like, să lăsați un comentariu, mi-o ajută foarte mult. Iar dacă doriți să mă susțineți financiar, puteți face o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro. Acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară, la prețuri foarte bune, avem 10 de reduceri pe site, plus suplimentar la orice comandă încă 10%. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!